Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Decret al președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, alineatul 6 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 26, alineatul 1 din legea cu privire la guvern, se numește domnul Mihai Popșoi, în funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, și se invită pentru depunerea jurământului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Cuvântul se oferă excelenței sale, doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, mă bucur că domnul Mihai Popșoi se alătură echipei guvernului. Mihai Popșoi are o pregătire academică solidă și s-a remarcat printr-o activitate intensă pe platforma diplomației parlamentare. Dânsul a contribuit semnificativ la stabilirea și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu alte state sau cu organizații internaționale. Este cunoscut de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, a muncit alături de alți colegi din guvern pentru ca să creștem încrederea partenerilor în Republica Moldova și respectiv am dat încrederea că lucrurile se vor întâmpla bine. Obiectivele noastre pe domeniul politicii externe rămân aceleași: să ancorăm definitiv Republica Moldova în lumea liberă, să întreprindem pași decisivi pe calea integrării europene și, bineînțeles, să reprezentăm interesele Republicii Moldova, interesele cetățenilor noștri, fie că vorbim de cetățenii care sunt în țară sau de cetățenii noștri din diasporă. Avem mult de lucru, avem de întreprins acțiuni importante pentru ca să pornim negocierile și pentru ca să realizăm negocierile de aderare la Uniunea Europeană și chiar dacă avem o instituție separată care se va ocupa de acest proces, rolul Ministerului Afacerilor Externe rămâne important, în special pentru a conlucra în continuare cu statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, prioritară rămâne relația noastră cu România și așteptarea este să urgentăm, să continuăm să realizăm proiecte foarte importante pentru Republica Moldova în relația cu România. O altă prioritate este solidaritatea
continuă față de Ucraina. Vreau să amintesc că Ucraina este țara care ne ajută să ne protejăm pacea și suntem datori să facem totul pentru ca Ucraina să reziste, pentru ca Ucraina să primească sprijin internațional în continuare. Și, bineînțeles, avem foarte mulți parteneri de dezvoltare, avem foarte multe state prietene cu care trebuie să continuăm să lucrăm și să promovăm interesele țării și interesele cetățenilor Republicii Moldova. Domnule viceprim-ministru, vă felicit și vă urez mult succes în această nouă sarcină pe care o aveți. Cuvântul se oferă excelenței sale domnului Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova. Doamnă președinte, domnule vicepremier, dragă Mihai, bine ai venit în componența guvernului. Eu vreau să-ți mulțumesc și pentru faptul că ai ajutat foarte mult guvernul, ai ajutat foarte mult guvernarea și până acum în acest efort al nostru de politică externă și în mod special pe dimensiunea de integrare europeană. De aici încolo avem de muncit foarte mult pe alte dimensiuni, și pe dimensiunea externă, dar și pe dimensiunea de integrare europeană, și aici vreau să aduc claritate ce vom face de aici încolo. Joi, în Parlament, vom solicita să se aprobe modificarea structurii guvernului și vom avea, dincolo de vicepremier pe afaceri externe și vicepremier pe integrare europeană, fără portofoliu, care va conduce efortul nostru de integrare europeană și, respectiv, va conduce biroul de integrare europeană. De aici încolo avem de muncit pe ambele dimensiuni, după cum am spus, și pe obiectivele pe care președinta Seandu le-a trasat. Vă mulțumesc!